și că eu v-am găsit la prof online pe exerciții de matematică. Dar trebuie să te apeste, nu îi să te apeste, te vede cineva de acolo. Dema pentru acasă. Acasă. O să, azi încât suntem în... În 16. În 16, merg o dată. Da? 10-2017. Cam așa. Și să vedem acum... iată ce îți propun. Să încercăm să refacem tema aceea cu... Prime cu zero, da? Prime. Plus ele. Egal cu valoare maximă. Adică, cum să fie, cine să fie prime, e vorba de un număr din 5 cifre, și în loc de 4 cifre, încât suma lor să facă valoare maximă. Da? Să ne dea valoare maximă. Așadar, ca să ne înțelegem un pic, Mario, am să-ți povestesc următorul lucru. În multe exerciții am întâlnit următorul lucru. Am întâlnit așa. Să se găsească numărul ABC. Asta înseamnă un număr din 3 cifre. Care îndeplinește anumite condiții. Să spunem, iată să luăm un exemplu concret. Numărul ABC având proprietatea că A și C sunt ABC cu bară deasupra? Da, ABC cu bară deasupra. Deci A și C da. Sunt numere prime. Numere, deci A. De ce înseamnă numere prime? Virgulă C, A. Numere impare, să zic. Foarte bine întrebat. A și C sunt, numere, sunt cifre impare. A, C, cifre. Asta știi, nu? De. Cifre impare. A, C, impare, da. Știi. Iar B-ul este egal cu A plus C. B-ul este suma celor două. Deci să găsească toate, să se găsească toate numerele și hai să zice, să se găsească cel mai mare număr. Deci să se determine cel mai mare număr care are proprietatea aceasta. Ca și C sunt numere impare, iar B-ul este A plus C. Sigur, de fiecare dată noi ne-am obișnuit, știind exact ce avem de făcut, în fața unei probleme trebuie să încercăm să o înțelegem. Deci primul lucru pe care îl avem de făcut este să înțelegem cât mai bine problema. Deci să se determine cel mai mare număr, mai mare număr, care are un număr din 3 cifre, când am văzut ABC, din 3 cifre, care are această proprietate. A și C sunt cifre impare, iar B-ul este A plus C. Deci întrebarea este așa, să le luăm. Da. Ce să pun eu la A? Da. Ce să pun la C? Știu sigur cu număr impar. Știu 9 și 9. Dar mai fac și precizarea. Că A, diferit de B, diferit de C. Deci și distincte. Să găsim cel mai mare număr cu cifre distincte. Da. În care A și C sunt cifre impare, da. Iar B-ul este suma lor, a lui A și a lui C. 9 și 7 ar putea să fie A cu C. A și C, 9 și 7. Pentru că cele mai mari. Cele mai mari. Bun. Dacă în suma lor, 9 și 7, nu dă o cifră. Depășește cifra. Nu e bun.
Deci, nici șapte, că 19. Ba da? Nu. Ba da? Deci n-am 19, dar 7 și 4. 5 să 71. Fie? 71 să fie cine? 71 să fie... 7. Cine să fie 7? Hai să vedem. Au. Din ce motive certul că au? Că e cel mai mare. Sigur că da. Și așa se telefonează la cifra sute, o să fie cel mai mare. 1, 7, 9, 1. 7. Nu, 7, 9. 7, 8, 1. 7, 8, 1. Dar de ce n-ai zis 9? Pentru că 7 plus 1 de 9. Așa. Deci, ai mers cu 7. Dacă ai fi luat pe 9, nu mai aveai libertatea să pui la ce pe cineva. Deci, obligația urgentă era pentru că asta. 2 e par. Deci, asta ai înțeles tu, că au să fie egal cu 7, C-ul să fie egal cu 1, da? Au 7, C-ul 1, da. Iar B-ul care e suma lor, numai bine face 7 plus 1, egal cu 8, și atunci numărul căutat este 781. Foarte frumos relaționat. Foarte frumos. Deci, practic, eu ce-am dorit de la tine în problema asta? Am dorit întâi să vedem dacă știi ce înseamnă numere impare. Da? Dacă știi ce înseamnă numere impare. Da, 8 cu 1. 8 și 7 și cu 1, nu? Da. Dar zic, dacă lua alt... Dacă lua mai mult. 8, dar nu era impar. 8 cu 1. 8, 8, 8, 8, 8, 8 nu este... Cel mai mare. Atate ce vreau să fie impare. Nu, am zis au și ce o să fie impare. Au ce și ce. Impare. Da? Aha. Să fie impare. Și atunci l-am obligat să analizeze toate numerele impare. El a trecut în revistă și a spus numerele impare sunt 1, 3, 5, 7, 8, 7, 9. După care face următoarea analiză, fiindcă vreau să fie cel mai mare, își dă seama că la sute trebuie să-l dea pe 7. Sau înainte l-am făcut pe 9. Ai vrut cu 9. Și nici 1 nu mergea. Da? No, nu mai poate să se lipească ce o să mai fie impar. Dar dacă ar fi 0 impar, deci, ar fi fain. Dacă ar fost, n-ar da, fi și dacă n-ar spune că A diferit de B, diferit de ce? Sigur că da, deci sunt multe restricții. De aceea tu ai analizat foarte repede și este așa. A o să fie 7, okay. C o să fie 1, că asta e combinația 7 și 1, de 9 și cu cine să mai facă impar nu mai mergea. Și cu ce impact să mai fac jocul acolo nu mergea și atunci te minim 7 și maxim să zicem 7 ei, unul este celălalt, după care B-ul încadre foarte bine ca fiind 7 plus 1. Da? Deci acesta este. În foarte multe ieșiți de acestea s-a văzut că așa se întâmplă. Noi ori de câte ori nu cunoaștem numărul sau dacă o cifră e necunoscută, punem bară. Ei, să știi că există și un alt mod de a gândi. În loc să spun că sunt diferite, pun litere. Da. Când scriu cuvântul prime, hai să scriu prime. Prime. Înseamnă că eu fac referire la un număr din 4, 5 cifre. Un număr din 5 cifre, toate distincte. Că sunt literele distincte. Deci ăsta e motivul. Așadar, aici am multe variante de scriere da. A numărului acesta. Iar dacă mă refer la dedesubt ele, e, v, e, e ven, da? E ven. Da. Acest număr e din 4 cifre. Însă are două cifre identice. Adică cifra miilor. Are 3 cifre. Și în toată socoteala sunt 3 cifre. Da? Eu este comun celor două numere. Și acum, zice, dacă ne adunăm pe cele două numere, rezultatul să fie cel mai mare cu putință. Deci rezultatul să fie cel mai mare cu putință. 900. Deci, asta ar însemna că la lui P îi dai obligatoriu 9. Da? Lui R, 9. Deci lui P îi dai obligatul, că fiindcă vrei rezultatul adunării să fie mare, înseamnă că fiecare să fie mare. Deci rezultatul sumei este maxim, când cele două sunt maxime. Așadar,
Prin pâine să-i dăm valoarea nouă, iar să începe exact așa cum îl descoperim între timp. Deci aici îl pun aici la F9. La R9. Nu, că trebuie să fie pâine diferit de R. Dacă pâine diferit de R, mă gândesc la O. Dar trebuie să fie diferit. Păi da, păi dacă literele sunt diferite, înseamnă că autorul face precizarea că cifrele sunt diferite. Păi da? Diferite? A, neapărat. Că pui diferit de R, deci neapărat așa trebuie gândit. Păi E trebuie să fie diferit de E. Și diferit de E, gândești... Păi poate să fie 0. Cine? R? Da, dar dacă îi pui 0, ai libertatea... Hai să vedem care sunt toate cifrele. No. Cifrele sunt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Astea sunt cifrele. Prin 9 l-am consumat. L-am pus prima. Da? Bine. Acum, la R și la E, din dorința ca la Mi, pe poziția Mi, o să fie cel mai, să fie numerul cel mai mat, îl poți pune pe 8. Aici pe 8. Da. Și aici, obligatoriu? 1. Nu. Nu 1. Dacă le-ai consumat pe 8, cine ți-ar veni cu gândul să fie tot atât de mare? 7. Așa ar veni. Deci 9, 8 și de desubt să fie 7, că suntem pe poziția miilor și vrem să consumăm cifrele cele mai mari. Pentru că numai așa rezultatul va fi cel mai mare. Da? Ei, acum am ajuns la... Dar asta înseamnă că eu odată s-am stabilit 7 și aici și aici. Deci, ținem cont de asta. Odată eu stabilit 7, îl vedem și aici la unități. Da? Acum suntem la I și la V. Am consumat și pe 8 și pe 7. L-am consumat și pe 8 și pe 7. Mm-hmm. Cum să fac eu sunt de 9? Și acum I-ul și 3. Eu? Nu, te gândește să fie maxim cu putință. Ca să ai cifra sutelor când le aduni, să ai contribuții. 6 și 5. 6 și 5. Fiindcă nu mai vedem nicăieri, 6 și 5 ar fi indicat. Dar mă mai întorc un pic. Merg așa. 6 n-are importanță și 5 aici, da? 6 și 5 și ne-am consumat și pe el. Acum, mai departe, M și E. Eu nu știu. Deja avem 7. E de așa 7. 2. De ce 2? Ca să dea 9. Nu te gândești să facă 9, te gândești doar să fie maxim din ce n-ai consumat. 4. 4, sigur că da. 4. Și... Pe 4. Eu este aici 7. Și nu... Ce a rămas? Tăiați-l pe 4. Pe 4 să tăiem. 1, 2 și 3. A rămas 3. 3. Deci observ că noi avem ca obiectiv, în toată discuția asta, suma să fie valoare maximă. Ori ea este valoare maximă dacă fiecare în parte este maxim. O adunare este mare, dacă fiecare în parte, fiecare număr e maxim cu putință. Adică trebuie să dea 9 numere? Nu știu cât va da. Important este că obiectivul nostru este acesta, din cifrele care le avem la dispoziție, să formăm aici un număr de maxim cu putință, cu cifre distincte, că da. Pui diferit de R, diferit de I, diferit de așa, încât aici să fie cel mai mare cu putință. La fel cel mai mare aici. Și acum hai să dăm drumul și le adunăm. Te rog să adunăm. 7 cu 3, 10. Așa. 7 cu 1, 8. Și cu 4, 112. 12. 5 cu 1, 6. Și cu 6, 12. Așa. 8 cu 7, 15. Și cu 1. 15 cu 1, 16. Așa. 91. 10. Tocmai, acesta este numărul. Wow. Dacă îl poți citi, este interesant, ia la citit. Un catralion. Nu. 106.000. Aici e niște... 106.200. Așa. Tu știi că aici este 220, nu? Da. Știi că aici e 6.000. Dar la 10.000 următoare e 0 și aici e 100.000. Că 106.220. Și eu eram foarte fericit și spuneam, uite, Ana, am găsit cel mai mare număr, ce bucuroși.
ia sună și zice, nu, este altul mai mare. Nu. Este altul mai mare. Și eu aici eram într-un moment iarăși dificil și mă, cum să fie mai mare, că am plecat atent, eu tot insistam. Nu, este altul mai mare. Pentru că trebuie să fie... Ia uite ce șmecherii. Dacă puneam aici 8 în rodie, era și mai mare. Aici era 7. E drept că nu influența, dar 7 este influența. Hai să reluăm aici. Aici a fost acest moment. Da, acum de unul mai și mai mare. Da? Să vedem. Deci, reluăm din nou după atacul produs de iarăși. Scriem iarăși 9. Da. Iarăși scriem 9. Plus 8. Nu, plus 7. 7 și 8 de desubt. 7 și 8 de deci acum cel care se repetă este 8. Asta e. No, și 8 ăsta, așa, deci contribuție e și aici. Aici. No, aici, nu avem 6 și 5 rămân. Da. 6 și 5 rămân. Pentru că ei nu se mai mută deloc. Da. 4 rămâne. 4 și 8. 8, 8 și 3. 3. 8 și 3. Ia să vedem. Ia să vedem acolo. Și mai mare. Yay. 11, 1, 3, da, 2, da, hai, 6, da, și 10, 106.231. Cu cât s-a modificat față de celălalt? Și nu putem să punem numul în loc de E? Să punem cât? 9. În locul lui E să fi pus 9? Păi da, stricam, că dacă punem aici și avea aici 9, aici, aici trebuie să punem 8. Și aici este mai mic, la 10.000. Deci asta, care, asta trebuie să urmărim noi. Păi, asta e foarte frumos. Asta e cel mai mare cu putință. Dar e foarte interesant că noi urmărim ăsta să fie cel mai mare și la fel ăsta cel mai mare, dar cu... Ce avem la dispoziție cu cifrele astea? Păi și care e raționamentul? Cum i-a învățat pe ei să facă așa? Deci ei au înțeles că prin prime, da, toate sunt diferite, cum de fapt da, am înțeles și noi. Eu se repetă. Eu se repetă. Și acum începe raționamentul. O sumă este maximă. Aici începe debutul ieșitului. O sumă este maximă. Când am în doi termeni, suma este maxim. Deci dacă adun două numeri și vrei ca rezultatul să fie mare, maxim, da, maxim, amândoi trebuie să fie maxim. Deci primul mesaj este că amândouă numele trebuie să fie maxim. Interesant. Și acum, în clipa în care începem raționamentul, din dorința de a avea pe primul foarte mare, care și aduce o contribuție imensă, că aici avem 10.000, da, atunci folosim pentru 10.000 cea mai mare cifră care avem la dispoziție. 9. Deci, evident, 9 vine urgent. Clar, merge cu cea mai... Da? Ca să mesajul este pentru cea mai mare. Acum, râul nu poate să fie identic cu P, că ar fi fost P, P scris, cum este E, E aici. Și atunci aici, în loc de râu, punem ce mai avem imediat, maxim cu putință, că și ăsta e putere. E vorba de mii. De acum, amândouă și aduc contribuția în mod egal la mii. Și interesant, vedeți, sus l-ați pus pe 8 și o da mai mic. Asta era. Aici eu n-am avut atenția sporită și n-am sesizat că 7 de aici schimb și cu 8 aici la adunarea asta nu schimba contribuția, da, nu avea importanță, dar schimb prezența aici la 10 și la dar unități... Trebuie să fie cea mai mare. Exact. Vă duce cu 11 unități, 11 mai mare. Și cu și 1 dacă ar fi fost mai mare, era mai mare. Da? 24 mai mare. Deci 1 și cu, deci cu 24. 20 și 31. 11. Dar sunt de 8 plus 8 plus 8. 8 plus 8 plus 8? Unde vezi tu 8 plus 8? Păi... Dar doar adun cifrele? Nu. Da. Nu ne interesează cifrele. Nu suma cifrelor. Nu este legătură cu suma cifrelor. Bun. Acum să termin povestea. De simpla aici, pe moment am zis că nu are importanță. Bagă aici pe 8 și da, jos 7. A stricat tot o adunare. Da, da, tot o adunare și nu e așa. N-am să-i zic că... De aceea a intervenit și a spus nu, nu. Și fiindcă m-am supărat foarte tare, i-am spus pe loc, bine, Ana, hai să facem acum un exercițiu în care diferența să fie maximă. Deci am compus pe loc, așa cum am mai obișnuit și adunată. Și am zis, bine, Ana, hai să vedem
Următoarea liniște, următoarea problemă. Prime. Minus. Even. Așa, prime minus even, egal maxim. Max. Da? Maxim. Prime minus even. Hai să punem întâi așa și până mai punem ăla minus even, da? Da. Even. Egal maxim. Prime plus even egal maxim. Vedeți, problema este acum extraordinară. Și există din nou 8, 7. Da, din nou. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cele câte cifre avem la dispoziție? Cele 10 cifre. Gata. Și acum zicem așa. Când o scădere este maximă? Începem analiza. La adunarea amândoi trebuie să fie maxim. Când o scădere este maxim? Vă trebuie să fie 1. Nu 1. Nu. Hai să fie nu maximă, ci minimă. Hai să facem cu minimul, e mai tare. Hai să vezi și ăsta. Minimul, mi-a zis. Așa. Da, da, e foarte tare. Minimă. Când o scădere este minimă? Face când se scade numere mici. Stai. Numere mari cu numere mari. Stai să vede. Hai, mai zăm, nu? Când tu, făcând o scădere, obții cel mai mic număr? Așa când îți faci cele mai mari numere. Da, nu, și eu nu faci unul. Hai să vedem. Hai să încercăm. Vezi? Dintr-un număr de 4 cifre, să scădem unul de 3. Da, poate. Așa, aș păstrim proporția. Până din 5 cifre se scoate al de 4. Când crezi tu că dintr-un număr, hai să spunem de 3 cifre mai încet, să facă în pași mărâți, un număr de 3 cifre, scădem unul de 2 cifre și la scădere să-ți dea cel mai mic număr? Păi, 123 minus cât? Minus 234. Ai zis 123 minus... Minus cât crezi 20. Tu? 20. Nu 20. 90. Păi... Să credem 90. Nu, 97. 97. Observi, încep să faci pași foarte buni. Adică tu simți... Nu, 98. 98. Se duce repede pe ideea ăsta să fie cât mai mic. Da. Foarte tare. Ăsta cât mai mic și ăsta cât mai mare. Trebuie să nu se poate... Ăsta cât mai mic, adică numai așa la scădere ai șanse să obții un număr cel mai mic. Nu știu dacă e cel mai mic, dar este o variantă pe care... Da, e cel mai mic. Așa zici tu, da? 25. Câte-ar dat aici 25? 25. Ne-am să-ți dau unul. Gata. Îți dau eu unul? Nu, dau eu unul. Zi-o tu, 102. Foarte tare. 101. 101 nu, că zi... 102. 102 102 minus 98. 98. Foarte tare, foarte tare. Și cât faci la scăderea asta? Wow, nu cât e greu. Așteaptă. Da, te aștept. Gata, 4 numai. Formidabil! De la 25 până la 4. Vezi? Vezi? Abia am înțeles. Acum am înțeles mecanismul. Deci un număr, scăderea să fie cea mai mică, înseamnă descăzutul să fie cel mai mic. Scăzătorul cel mai mare. Dar trebuie să... Foarte tare. Foarte tare. Dar nu putem să facem așa egale. Egale, n-ai cum, că unul sunt din două cifre. 100, 200. Ăsta e din două cifre. Ca să am din ce scădea. Da, corect. Deci merge din judecata. Deci descăzutul cum trebuie să fie mai mare. Mai mic. Cel mai mic. Cel mai mic. Cel mai mic cu putință. Și scăzătorul cel mai mare. Ca să mă ducă la cel mai mic rezultat.
Cel mai mic rezultat. Da, foarte frumos. Acum a fost așa. Păi să mergem direct pe prime, da? Nu. Și cu Eva. Ca să putem să repetăm. Ce să repetăm? Cifrele. Adică 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vreau să ne apropiem ușor când o vine timpul la Iisus. Acum, hai să facem la punct din 3. Unul din 4 și altul din 3. Da. Deci vreau un număr descăzut din 4 cifre, minus 1 din 3. Adică trebuie să fie diferite. Da? Tot diferite. No. Hai, ascultă, vezi, aici e momentul de frumusețe de Iisus. 1. 0. 0. 1, 2, 3, minus 9, 9, 8, 7. 9, 8, 7. Perfect. S-au prins foarte tare. Hai să facem scăderea. Să facem scăderea. 4, 6. Deci 4. Aici 4. Cât? 4. 7 din 13? Cât ai zis? 3 din 7, nu știu. Așa. Și de 6 oricum. Așa, da. Și de 1 minus 1 se poate, nu avem nimic. Împrumutăm 9 minus 9, 0. Așa. Adică acolo. Da, aici e numai. Acolo așa, 0. Da. 0. Și 1, 4. 4, 6. Ok, că e 11 aici. Că 1 l-am luat. Ai luat-o. A. 3. 3, 6. 3, 6. Păi i-am spus vreo. Ai 3, 6, le-ai zis 4, încercare acolo, din 8, din 12 căutai tu. Da, 3, 6 de fapt acolo. Și acum, gata, ne ducem pentru prime. Deci un număr din câte cifre? Din 5 cifre, scădem unul din 4 cifre. Hai. No. Hai. Păi dacă ai dus 4. Cum te-ai dus aici, și duci aici. Hai, 1. 1, 0, 2, 3. 4, da. minus, da, atenție, trebuie să ținem cont și de ce ați spus mai devreme cu acum Eva. Cu Eva, da. A, cu Eva, bun. Acum ești la Eva. Care se repetă? Ia să vedem, care se repeta? Eu? 9. Nu. Dar nu se repetă. Da. Nu s-a pus pe 9. Păi da, nu eu se repetă? Și eu da. E 4 la noi, în prime. Nu. Unde să fie? Prime. Pâr, I, M, așa, așa. Acolo trebuie să vedem. Păi. Foarte bine. 9. 9, sigur că da. Așa. 9. 9. 0. 8. 8. 7. Nu, e tot e. 8, 9. Da. Și 7, gata! Hai să vedem exercițiu! Foarte tare! Hai să vedem o dată! Ai fost foarte atentă, Cristina, aici, pentru că eu de aici, trebuie să fii aici și nu-ți permis să iei 4, că ai duci la mic. Păi facem proba, să vedem și cu 4 ce iese, nu? Dă unul foarte mic, simțim. Foarte mare! Deci foarte mare, noi vrem cel mai mic. Cel mai mic. În concluzie, pentru a face o scădere cea mai mică, trebuie ca descăzutul să fie cel mai mic și scăzătorul să fie cel mai mare. Corect. Atunci se duce la cel mai mic. Da. Și am respectat și aici, că se repetă, nu știu ce literă, toată problema asta. Aici aveam libertatea, ne îndemna problema să zici repede pe 4 din nevoia de a fi cel mai mic. Dar afectez foarte mult pe scăzător. Și nu îți mai dă cel mai mic. Corect. Hai să facem scăderea. 9-7, 2, da. 3 minus 1 minus 4, 10 minus 9, 1, și cu 3, 1 cu 3, 4, da. Și 1 minus 1 minus 4, n-avem nimic, avem 10 minus 8, 2, și cu 2, 4, și 1, 1, 4, 10, 2 și 1? 3. 3. Și 9 minus 9, 0. 342. Da. Și 342 este cea mai mică valoare. Orice alte construcții te duce spre un număr mai mare. Da. Dacă nu... Deci aici ce lucru am vrut eu să exploatez? Faptul că o scădere e cea mai mică, când descăzut este cel mai mic și scăzătorul este...
scăzătorul cel mare. Aici este momentul de frumusețe al Egiptului. Asumă-i mai simplu. Da? Asumă-i mai simplu, sigur că da. Vezi repede așa. Da? Amândoi maxim, nu știu ce, și te prinzi. Da. Pe când aici trebuie așa să analizezi. După care, al doilea moment frumos al Egiptului, eu ăsta care se repede, ești tentat aici. Se folosește cifra cea mai mică și de fapt te-ai păcălit foarte tare. Când aici contribuția e foarte mică, nu? Da. Dar aici când scădem, scăzătorul fiind foarte mare, cu nouă îți trebuie din pământ, din albă verde. Cu asta aș încep. Îți trebuie nouă frunze. Da? Deci neapărat așa trebuie gândit. Așa da, dragilor, în fața unor astfel de gheștii, trebuie o analiză mult mai atentă. Sigur. Da? Deci, ceea ce aveam noi când dăm ABC distincte, nu știu ce, prin literele acestea, noi vedem de așa care sunt distincte, care se repetă, nu mai avem nevoie să păstrăm. Și acum să avem precizate aceste lucruri. Și acum, sigur, Egeșițul curge după aceea destul de frumos. Ne oprim aici, am vrut să le văd. Aici a sărit Ana, v-am spus să ne sărit. Când am folosit aici pe 8, da. 7 cu 8, Ana suna și a spus, nu! Nu-i bune. Cum să zici? Eu în engleză, ei, nu? Cam așa. Da? Și el tot ce ei, să fie, nu știu cât îmi spunea ea, sau... Am 8. Da, sau e, sau... I-a observat foarte repede că schimbă de acolo. Schimbă rezultatul, da, modifică rezultatul. Și asta pe mine m-a surprins mult plăcut. Eu eram aici hotărât că n-are contribuții. Când m-am uitat aici... Că 7 cu 8 n-are contribuții. La 7 cu 8 nu are contribuții. Nu, dar la 10. Da. Aici 40 cu 70 și aici 8, 40 cu 80. 40 cu 80. Are alte contribuții, alte ceva, da? Corect. Bun, uitați că așa am vrut să fac analiza asta. Bravo. Și din motivul ăsta că... Are ceva de la bumoana. Da. O contribuție și o idee frumoasă pe care a văzut-o. Și nu s-a lăsat păcărit. Asta a fost important. Dar îmi pare rău că nu a fost înregistrat atunci în direct. A pierdut frumusețea. Era maximă. Naturalețea e... Nu. Este. Într-o română... Stricată, că se poate, stricată. Este altul și mai mare. Da. Mai avem un sfert de oră, dacă vreți. Uite, faci o problemă de aici, de excelență. Scrisele de câte trei numere consecutive de tipul A, 00, bară deasupra, cifra sutelor fiind impară, astfel încât. 00, bară deasupra. Astfel încât. A. Penultimul să fie 700. Deci, ele să fie consecutive, nu? Da. Deci trei numere consecutive. Penultimul să fie 700. Mul egal cu 700. Gata. B. Începe de la 500. Să facem pe A. A. B. Asta nu, să facem pe A. Notați și cifra sutelor fiind impară, da? Deci mai adăugăm. A impar, nu? Da, astfel încât, da, penultimul să fie 700. A impar. Și ele consecutive. A 0, 0, da, da, da. Într-o succesiune de trei numere, ce înseamnă penultimul? Adică penultimul înseamnă aproape, mai este unul față la ultimul. Așa, și cu alimentarea e mijloc. Da. Da? Deci ne gândim la trei numere consecutive de modelul ăsta. A00. Da. Deci trei numere consecutive de modelul ăsta. Da. Și cu precizarea că A este impar. Ai putea să îmi dai exemple de numere de acestea? Da. Care ar fi? 100. Bun. 300. Perfect. 500.